Salut și bine v-am regăsit, europeni vorbitori de limba română, la a doua emisiune din acest an. Vă propun ca întotdeauna să priviți subiectele noastre din altă perspectivă decât cele ce vi se par familiare. Sunt Zoli Toth și vă invit să vizionați Green Report. Sper să nu vă supărați, am rescris o zicală. Consumatorul e frate cu ambalajul. Nu-i de râs. Urmăriți! În România se generează circa 1 milion de tone de deșeuri de ambalaje pe an. V-ați gândit care ar putea fi cea mai verde clădire din Europa? V-ați gândit că am putea avea această clădire chiar în România? Noi ne-am gândit deja. Cred că primul exemplu trebuie dat de aici, din această clădire, simbol pentru România. Starul verde al săptămânii este o personalitate puternică a României. Am avut o discuție interesantă și plină de învățăminte. Iată cum poate arăta starea națiunii. Eu cred că și omul și planeta sunt una și că suntem legați indisolubil. Întrebările Oanei ne vor arăta cum putem învăța câte ceva zâmbind. Apoi urmează premianții. Green Report abia începe. Viața noastră de zi cu zi este marcată de ceea ce consumăm. Priviți în jur. Toate produsele pe care le aveți vin într-un ambalaj. Cu ambalajele ce facem? Încă un ambalaj, încă o cutie la gunoi. Un studiu făcut de Ecorom Ambalaje arată că un român produce 340 de kilograme de deșeuri menajere pe an. Din această cantitate, 50 de kilograme sunt ambalaje refolosibile. Alarmant este că această cantitate de ambalaje nu rămâne constantă. Ea crește anual cu până la 15%, arată același studiu. În România se generează circa 1 milion de tone de deșeuri de ambalaje pe an, peste 1 milion de tone. Din cele peste 1 milion de tone care se generează anual în România, circa 2/3 sunt generate la populație, deci în localități, în orașe și sate. Obiceiurile de consum s-au schimbat radical din anii 90 până astăzi. Aveam grijă să nu aruncăm pungile de plastic, pentru că nu prea se găseau și le tot spălam și le tot puneam deoparte și tot omul avea, oriunde s-ar fi dus, chiar și la cinematograf sau la o petrecere, avea o pungă în geantă. Dacă acum 20 de ani fiecare ambalaj era reutilizat până la moartea lui biologică, astăzi viața unei pungi de plastic nu este mai lungă de 20 de minute. România a reușit în 2008 valorificarea maximă a deșeurilor de carton și metal, dar pentru restul de ambalaje, sticlă, plastic, lemn, țara noastră trebuie să atingă obiectivele prevăzute de legislația europeană până în 2013. Obiectivul de valorificare va ajunge în anul 2013 la 60%, iar obiectivul de reciclare va ajunge în anul 2013 la 55%. Vestea bună este că românii produc mai puține deșeuri în comparație cu cetățenii mai vechi din Uniunea Europeană. În Europa Occidentală, fiecare cetățean produce în medie 650 de kilograme pe an. Specialiștii în reciclare susțin că au o soluție pentru toate tipurile de deșeuri, pentru reducerea cantității de deșeuri depozitate în gropile de gunoi și pentru salvarea resurselor, colectarea selectivă. Am tot spus că verdele se poartă uneori ostentativ, la rever. Adică, mulți vor să fie verzi pentru a fi în pas cu moda, ori pentru a impresiona. Dar cum este atunci când vorbim despre clădiri? Haideți să încercăm să trecem de zidul declarațiilor. În declarație, ecologia este la modă și în ceea ce privește clădirile. Dar, spun specialiștii, moda poate masca un interes relativ scăzut. De exemplu, teoretic, green building este un concept complex, ecologic. În teorie, green building este o clădire ecologică în care energia, obținută în mare parte din surse regenerabile, este folosită rațional și inteligent. În practica din România, lucrurile stau diferit. Publicul românesc de imobiliar, consumatorul român de imobiliar, știe doar câteva lucruri. Cărămidă, centrală proprie de apartament, consum foarte mare de energie electrică, gaze și neapărat rețea de canalizare. Alte lucruri nu există. E normal, dacă cerere nu există, nici dezvoltatorul nu se chinuie să găsească soluții pentru așa ceva. Cu toate acestea, oferta imobiliară este toată verde. Cum justifică dezvoltatorii imobiliari folosirea conceptului green? Suntem în mijlocul unor păduri. Sloganul nostru este prospețimea naturii. Pădurea este foarte, foarte aproape de cartierele noastre. Este vorba de un bloc construit pe 45% din suprafața terenului, restul rămânând pentru alei, pentru zonă verde. Consultanții imobiliari sunt realiști în legătură cu educarea dezvoltatorilor imobiliari. Pe piața din zonă suntem la început cu aceste informații. Trebuie în primul rând noi să știm foarte bine ce înseamnă acest concept green și cum să-l aplicăm și apoi să încercăm să îndemnăm mai ales pe cei care vor să dezvolte un astfel de proiect. Se estimează că vor fi dificil de convins cumpărătorii din sectorul rezidențial că prețul mai ridicat al clădirilor verzi se va amortiza în câțiva ani. De aceea se așteaptă ca adevărata orientare green să apară întâi în sectorul de birouri, unde investitorii se gândesc și la eficiența energetică a clădirilor. Putem recicla hârtie, sticlă, plastic, fier, dar arta o putem recicla? Sau putem face artă reciclând? Nu trebuie să fii magician pentru ca lucrurile din jurul tău să capete aripi noi. A demonstrat-o un concurs organizat de Hot News Recycle Art. Poți crea artă din deșeuri? Aceasta a fost întrebarea. Copiii de toate vârstele au răspuns. Da, poți reinventa obiecte care te-au slujit mult timp și acum au ieșit la pensie. O reinventare a trecutului din perspectiva a ceea ce putem noi să aducem nou peste niște obiecte perimate, într-o formă sau alta, ieșite din uz și care pot primi o nouă definiție în felul ăsta. Deșeurile te pot inspira, constată criticii, și probabil va trebui inventată și o denumire nouă, critic de recycling art. Apreciez și o expresivitate de asta dezarmantă, interesantă, nu? Căluț tăiat din ziare, un avion făcut dintr-o sticlă de plastic. E acolo o lucrare, să mergi să vezi, de Cetatea Alba Iulia, făcută din 4 pahare, super mișto, nu? Adică și eu un copil la școală a făcut-o, ce Alba Iulia, cu partea unde a intrat Mihai Viteaza. Cai și regine din foile unui caiet studențesc, abajururi dintr-un set de pălării mai vechi și demodate, origenți create din butoanele de tastatură pe care s-au șters literele. Toate vorbesc despre artist și despre timp. Este vorba de un anumit tip de istorie personală, care ține de memoria noastră, de lucrurile care până la urmă ne-au fost într-o intimitate cât să poată, în adevăratul sens al cuvântului. Rămâneți cu mine să vedeți cu cine am stat de vorbă și cine sunt premianții din această săptămână. Green Report continuă! Invitatul săptămânii la Green Report este doamna deputat Sulfina Barbu. Bine ați venit la Green Report! Mulțumesc pentru invitație! Suntem în, dacă nu cea mai frumoasă, cu siguranță cea mai mare clădire din Europa și discutam înainte de emisiune cum am putea să devină cea mai verde clădire din România și din Europa, bineînțeles. Acest proiect la care m-am gândit și trebuie să recunosc că nu a fost ideea mea, ci tot în colaborarea cu Green Report am ajuns la concluzia că se poate, dar nu în termen scurt. Nu este un proiect care să se întâmple peste noapte. Eu cred că se poate și m-am și gândit care ar fi primii pași pe care trebuie să-i facem. În primul rând, să reducem consumul de hârtie și asta se poate, știți bine cum, printr-un sistem electronic, informatizat. Există dotări, dar nu există această obișnuință a parlamentarilor, dar nu mai lua teancul de hârtii de la cutie, ci de a face doar verificarea electronică, cu confirmare, cu semnătură. E mult mai ușor să te vadă lumea cu teancul de hârtii decât cu memoristicul plin, nu? Este mult mai ușor să verifici în format electronic decât să stai și să citești tomuri de hârtii. Lucrul ăsta îl știm din practică. Putem să mergem pe înlocuirea. Uitați-vă câte corpuri de iluminat sunt. Dacă toate aceste corpuri de iluminat ar fi, în primul rând, becuri economice, surse de iluminat economice și, în al doilea rând, pe holurile care nu sunt foarte circulate, s-ar aprinde pe baza senzorilor de mișcare, am face economii uriașe. Vorbim de cea mai mare clădire din Europa și a doua din lume, ca mărime. Vorbim de zeci, de mii sau de mii sau de sute de becuri. Cred că depășim și 100.000. Avem 5.000 de birouri. În această clădire, în clădirea Parlamentului, există practic 5.000 de birouri. Sursele celelalte. Haideți să ne gândim la economiile de apă. Dacă la grupurile sanitare s-ar introduce bateriile cu senzor, s-ar eficientiza la grupurile sanitare bazinele, astfel încât să fie și pe consum economic. Într-o astfel de clădire ar însemna foarte mult. Avem vreo 2800 de angajați, din câte știu eu, pe lângă parlamentari cu aparatul propriu al fiecărui grup parlamentar. Înseamnă foarte mult. Dacă ne gândim la faptul că pe această clădire nu s-ar produce niciun fel de modificare arhitectonică dacă am montat baterii de panouri solare, astfel încât din energie solară să folosim, și știți programul Casa Verde, pe care eu îl susțin și sper să devină o realitate. Teoretic ar trebui să fie prima Casă Verde din România. Ar trebui să fie într-adevăr atunci când parlamentarul, cel care reprezintă cetățeanul în legislativul României, susține și în campanie electorală, merge și îi cere cetățeanului prin legile pe care le promovează să economisească energie, să eficientizeze din punct de vedere energetic locuința lui, să fie atent la mediul înconjurător, să protejeze mediul înconjurător. Cred că primul exemplu trebuie dat de aici, din această clădire simbol pentru România, și cred că ar deveni și mai prietenoasă. În ce măsură credeți că parlamentarii aleși simt acest lucru, să fie eco? Au nevoie și ei de educație? V-ați gândit și la asta? Toți avem nevoie de educație, cu siguranță. Din punctul meu de vedere, adulții au nevoie, în egală măsură ca și copiii, de educație în domeniul protecției mediului și de educație continuă, pentru că evoluăm. Eu am urmărit în campania electorală că o parte importantă a candidaților au mers pe mesaj ecologic. E la modă sau chiar știau despre ce vorbesc? Foarte mulți știau despre ce vorbesc, poate o parte dintre ei, o mică parte, au luat-o în funcție de cerințele cetățenilor de acolo, că fiecare și-a făcut o cercetare în colegiu și atunci când vezi că cetățeanul este preocupat de protecția mediului, trebuie să ai mesaj pe această problemă. Dar eu am încredere că voi reuși să îi conving pe colegii mei din Camera Deputaților și pe colegii mei parlamentari și din Senat, având în vedere că sunt și președintă de comisie la Comisia de Protecția Mediului și Echilibru Ecologic, Administrație Locală și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, îi voi convinge că noi suntem obligați să dăm primul exemplu pe această temă. Este adevărat, luând în calcul dimensiunile clădirii, luând în calcul dimensiunile proiectului. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor și nu va fi probabil un proiect care să se finalizeze în acest mandat de 4 ani. Dar cei mai importanți pași trebuie făcuți acum. Care sunt primii pași pe care o să-i faceți? Primii pași trebuie să fie materializați printr-un sistem de management al calității implementat aici, în această clădire. Asta înseamnă și certificare pe ISO 14000, protecția mediului, și pe ISO 9000, pe calitate. Dacă acești 2 pași îi facem în anul 2009, deja asta înseamnă proceduri concrete, pentru că în domeniul protecției mediului, sistemul de management al calității impune clar proceduri pe economia de resurse. Putem folosi hârtie reciclată și să reducem semnificativ cantitatea de hârtie folosită în această instituție și să mergem pe un procent minim de 50% din hârtia folosită să fie hârtie reciclată. Nu sunt de acord să se taie pădurile pentru ca noi să mergem cu tomuri de hârtie în brațe și nu totdeauna reușești să citești toate aceste hârtii eficient. Să fim serioși. Exemplul trebuie să fie dat întâi de cei care fac legile. Și mai ales exemplele bune. Corect. Mulțumim foarte frumos. Green Report continuă. În momentul de față, care este ținta României de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020? Și avem așa 80%, 15%, 2% sau 20%? Cred că 20%. Aș bănui că România nu are o țintă, dar dacă e să aleg un procent, nu știu, să zicem, fără să fiu apocaliptic, așa 15%? Bine, 15%. 20%. Cred că 2%. Cred că e 15%. Cred că 15%. Aș spune cu 15%. ultimul summit ONU, care a avut loc la Poznan în Polonia săptămâna trecută, a avut ca temă principală. Avem așa, eliminarea vizelor pentru America, discuții pe teme climatice, combaterea crizei financiare sau facilitarea globalizării. Să mă gândesc, nu știu exact întâlnirea asta. Păi toți sunt discuții pe teme climatice? Sper să fi avut niște discuții pe teme climatice. Facilitarea globalizării. Discuții pe teme climatice? Discuții pe teme climatice, cred că e. Combaterea crizei financiare? Bănuiesc că discuții pe teme climatice? Facilitarea globalizării. Întrebarea de săptămâna trecută avea legătură cu programul Casa Verde, iar tema cu o eventuală participare la acțiuni ecologice. Iată cine a câștigat. Claudia Trița a câștigat premiul la categoria Întrebarea Săptămânii. Premiul Claudiei Trița este o ramă foto-digitală oferită de EcoTic. Doamna Trița a răspuns corect. Noul ministru al mediului, Nicolae Nemirski, spune că programul Casa Verde trebuie să continue și în 2009. Întotdeauna am fost impresionat de calitatea răspunsurilor dumneavoastră la rubrica Tema Săptămânii. Nu-mi rămâne decât să vă laud și să anunț cine este câștigătorul. La categoria Tema Săptămânii, premiul constând în becuri economice a fost câștigat de Nicolae Sălăgean. La propunerea noastră de comentariu, ați participat la o acțiune ecologică precum împădurirea, domnul Sălăgean a răspuns scurt. Și cine va tăia copacii peste 50 sau 100 de ani, urmașii celor care i-au tăiat acum? Să știți că există coli A4 foarte albe, obținute din hârtie reciclată. Pe asta le folosim și noi. Uitați, pe astfel de foi, adică reciclate, vă invit să vă notați întrebarea și tema săptămânii. Desigur, puteți să folosiți direct calculatorul. În Marea Britanie s-a patentat un nou tip de ciment care absorbe dioxid de carbon. Ce cantitate maximă de dioxid de carbon absorbe noul ciment conform producătorului? 0,2 tone de dioxid de carbon la tona de ciment, 0,4 tone de dioxid de carbon la tona de ciment sau 0,6 tone de dioxid de carbon la tona de ciment. Pungile de plastic din marile magazine au acum un preț de 20 de bani. Credeți că această măsură va ajuta la protejarea mediului pentru că se vor arunca mai puține pungi de plastic? Nu va conta pentru că oamenii vor arunca orice e de valoare mică sau este o măsură luată pentru ca magazinele să mai aibă o sursă de venit. Vă mulțumesc frumos că accesați site-ul www.tvr.ro/greenreport și că lăsați comentariile voastre pe adresa zoli@greenreport.ro. Urmează discuția cu Starul Verde și sfaturile săptămânii. Invitatul săptămânii este maestrul Horațiu Mălăele. Bună ziua și bine ați venit la Green Report. Bine v-am găsit. Credeți că e cazul ca oamenii să fie mai atenți la ce se întâmplă cu mediul înconjurător? Păi eu, da, așa cred. Este un vers al unui mare poet care se numește, se va numi Nichita Stănescu, care spune, mă rog, sensul pe care îl dă el e biblic, dar s-ar putea să se potrivească foarte bine la această relație om-planetă. Ce vino tu cu tine toată ca să întruchipăm o roată. Eu cred că și omul și planeta sunt una și că suntem legați indisolubil și că în sensul ăsta omul ar fi, să zic așa, în acest binom, omul ar fi mirele, planeta ar fi mireasa. În momentul în care aud cuvinte ca recrudescență, sau experiența atomică, sau mai știu eu ce Dumnezeu de sintagme din astea războinice, mi se pare, în această relație de care pomeneam mai la deal, mi se pare o gravă agresiune domestică, de tip domestic. Omul trebuie să fie conștient că trăind în această casă trebuie să o țină curat pentru ca el la rândul să fie curat. Este extrem de important ce spuneam, cred că omul este planeta. Vedeți, mai există o parabolă, nu știu dacă puteți să mi îngăduiți sau dacă această emisiunea noastră sau a dumneavoastră o înghite. Există o fenomenală parabolă a credinței, acolo unde un adept al lui Hristos a bătut la el la ușă. Și Hristos a întrebat cine e. Și cel de afară a spus, eu sunt, pot să intru? Și Hristos a spus, nu. Am mai bătut o dată și a spus, cine e? Eu sunt, pot să intru? Nu. Și am mai bătut o dată și a spus, cine e? Tu ești, intră. Deci această confundare cu dumnezeirea. Asta spun, omul este planeta. Și atunci, îngrijindu-ne pe noi, vom îngriji și planeta și invers. Cred că ce se întâmplă acasă este extrem de important pentru ce se va întâmpla după ce pleci de acasă. Eu cred că părinții noștri ar trebui să fie poate mai atenți, sau noi ca părinți trebuie să fim mai atenți cu copiii noștri, pentru ca viața lor să fie mai sănătoasă în relația asta directă cu natura, dacă despre o vorbim. Mă gândesc poate un film care să folosească mai mult umor. Pentru că cred că, dar nu pot să-mi dau seama care ar trebui să fie mijloacele prin care am trebuit să educăm lumea ca să aibă o relație civilizată cu pământul, dar... Dar ce s-ar plia pe poporul român? Bășcălia la români este o avuție națională, e adevărat, dar s-ar putea că din excesul ăsta să lumea se priceapă prea puține lucruri. Deși părerea mea este că în momentul ăsta când lucrurile au luat-o deja razna, în ceea ce privește natura, în ceea ce privește cum se bat jocul asta pe care am avut-o față de avuția verde a țării și nu numai a țării, a lumii, când lucrurile se vede clar că o iau razna în momentul în care începem să aranjăm lucrurile în casă după bunul plac, casă în sensul acestei planete în care locuim, zic, dacă începem să aranjăm într-un fel al bunului plac lucrurile, s-ar putea ca să și consecințele să fie destul de amare. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența în emisiune. Da. A fost cu maestrul Horațiu Mălăele. Green Report continuă. Locurile care sunt invadate de mizerie sunt de regulă cele din preajma fast food-urilor. La ieșire, oamenii au tendința să arunce pe stradă ceea ce nu consumă, așa că nu cereți ambalaje dacă nu vă sunt neapărat necesare. Orice ambalaj de prisos ajunge pe stradă mult mai ușor. Mizeria înseamnă bani cheltuiți în plus din bugetul local pentru a face curățenie. Nu vă bazați pe ideea că primăria face curat oricum. Încercați să nu contribuiți la murdărirea localității. O localitate murdară nu este doar inestetică, este poluată, iar poluarea îi poate afecta pe cei mai sensibili, pe copii și pe bătrâni. Înainte de a decide să aruncați un ambalaj, priviți în jur și căutați cel mai apropiat coș de gunoi. Cel puțin în marile orașe, municipalitățile au amplasat coșuri la distanțe relativ mici unele de altele. Nu aruncați orice fără discernământ. Ambalajele precum recipientele de plastic, pungile de hârtie care nu pătează și pot fi ușor cărate, ar putea fi reciclate. Dacă tot imitați pe cineva, imitați-i pe cei bine crescuți. Dacă în localitatea dumneavoastră nu aveți coșuri de gunoi, ar fi o idee bună să cereți primăriei să amplaseze. Primul festival de film eco din România începe în 17 ianuarie la Sinaia. Am văzut deja câteva dintre filme și suntem foarte încântați. Am ajuns la finalul emisiunii, dar noi continuăm să evoluăm. Nu uitați, europeni vorbitori de limbă română, ecologia înseamnă în primul rând evoluție. Sunt Zoli Toth, treceți pe verde!